Ok, ne vedem astăzi, Cristina, cu solicitanta noastră, Claudia, care vrea să intre în cohipnoză și să vedem. Da. Avem de curățat casa. Da. Casa în care locuiește, Claudia este curățată, da, membrii familiei sunt curățați. Da. Începe inducția. Da. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. 8. Simți cum corpul tău se afundă din ce în ce mai mult. 7. Simți cum spatele tău se îngreunează. 6. Abdomenul tău este greu. 5. Pieptul tău este greu. 4. Mâinile tale sunt grele. 3. În acest moment, Claudia, vei auzi din afara ta doar vocea mea și a Cristinei. De asemenea, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și a Claudiei. 2. Capul tău este greu. 1. Acum voi număra de la 1 la 3. La 3 al meu, Claudia, te identifici pe tine. 1. 2. 3. Claudia? Da. Unde ești? Ce vezi? Ce simți? Nu, n-am intrat, n-am putut să intru. N-ai nu, putut e, să... e întuneric. E întuneric. Nu percep este nimic? Este un pic de lumină nicăieri, iar rotește ochii, rotește privirea. Nimic. Mm-hmm. Încearcă să sfășie întunericul cu mâinile energetice. Ca și cum ai rupe o pânză brusc. Nu, este, tot întuneric vine. Este mintea cea care se opune, da? Da, în timp ce mă hipnotizați, tot încerca să-mi apară tot soiul de gânduri și nu mă lăsa. Să te liniștești. Da. Ok. Rămâi așa liniștită. Da. Asculți. Și noi, Cristina, mergem mai departe. Da. Deci văd Eleonora un câmp, parcă da. Este minat, da? Da. Ca și cum ar fi
anumite puncte ca un fel de parte dintr-o rețea de plasă, da? Cu o formă circulară care are un centru undeva dedesubt. Și cât ai întrebat-o pe Claudia, m-am uitat acolo. Este un fel de bază, un fel de adăpost pentru niște ființe. Este. Sub proprietate, sub casă? Este sau Da, unde e asta? Cumva mai mult în partea dreaptă. Dar, dat fiind că este zona asta circular-concentrică, știi, de energie, de plasă energetică, ca și cum ar fi o pânză de paianjen creată în jurul unui punct, da? Și acest punct este un fel de geyser de apă subteran. Ca și locație pentru ei este bun, pentru că atunci când nu pot lua energie de sus, știi, iau de acolo, de jos. Este bun, de asta vor să-și construiască pe în astfel de locuri. Sunt niște ființe cenușii, parcă sunt niște de mărimea unor copii de 10-11 ani. Au capul un pic lunguiaț în partea din spate, membrele, corpul tare subțiratic, parcă le se cunosc coastele așa, și merg, au niște ochi foarte mari, rotunzi așa și mari, ca niște bile închise la culoare. Și picioarele și mâinile, am zis, sunt foarte subțiri, parcă au Ăștia seamănă cu nouăoase. oia, cu grei, cu Seamănă gri, foarte mult cu cum grei, descrii, da. dar nu sunt grei, să Da. știi. Poartă niște veșminte care, deci aici unde îi percep eu în dimensiunea asta, au un corp fizic, da? Nu sunt în aceeași dimensiune de unde Cu plecăm 3D, noi cu da. Claudia, da? Așa. Și deci au un fel de veșmânt subțire, da? Corpul este cenușiu, sunt ridați așa pe burtă, parcă au două costume, deci unul foarte mulat pe corp ca o a doua piele și ceva care este prins la gât și flutură când se deplasează. Și Ca un sunt patru veșmânt degete. ăsta. Da, sunt patru degete. Au 4 degete. Da, au patru degete. Deci, practic, e ca și ADN, mă apropii de ei și identific. N-am identificat-o pe Claudia, dar o Da. identific imediat. Așa, am identificat numai locul unde sunt, că am început să povestesc. Ca și rasă, sunt niște hibriși și au foarte mult ADN reptilian, da? Dar au stat foarte mult sub pământ, generații, știi? Și corpurile lor fizice, să spunem, s-au transformat astfel și au suprimat anumite funcții, da? Hrana lor a devenit cu totul altfel și au devenit așa. Deci li s-a dezvoltat foarte mult creierul din cauza conexiunii pe care o au. O conexiune științifică, cum ar veni, înțeles, și tot ceea ce a lucrat mai mult ochii care au încercat să se adapteze Mărească la. să vadă, da. N-au pupilă deloc, nici Nu. verticală, nici rotundă, nici nimic. Da. N-au pupilă, pur și simplu sunt niște ochi ca la animale. Da. Ei Aia. este un fel de dublură a geyserului de apă interior, da? Duce în 7 locuri, să știi, la casă, nu numai în 6, că spunea Da. că au fântâni. Deci în 7 locuri duce la casă, da? Da. Și în jurul geyserului au un fel de construcție, da? Să Da. știi că, deci, se trage energie la greu de deasupra, da? Din dimensiunea aceea au conexiune în dimensiunea și în timpul Noastră.
Da, din care venim și se trage la greu energie și așa cum a spus și ea, deci și de la plante cât se poate, pentru că planta e plantă. Da. Așa. Și deci este și o sursă de energie, dar foarte slabă. Da, Și de la pentru ei. animale, da, și de la oameni. Da. Asta e cauza, să zicem, ar fi una din cauzele pentru care animalele au avut morți triste, au murit. Da, cele din afară. Cât Da. despre câinele care a murit, într-adevăr, a încercat să-și curețe stăpâna, să preia energie, da? Pe de o parte, deci, sufletele care trăiesc deasupra încearcă să atragă prin iubirea de oameni și de animale pozitivul acolo, da? Deci, există o legătură între noi, sufletele, și între esențele lor ale animalelor și ele ne simt și ne aud. Ne aud chemarea, cum ar veni, că avem nevoie de ele, de tovărășie cu ele, de, așa, practic și de ajutor, dacă este, da? Așa, ajutor energetic, da? Și ele simt și vin și încearcă să curețe și se sfârșește prin a fi doborâte de ceea ce este acolo, da? Nu. Claudia, fiind foarte luminoasă, nu este conectată la acest egregor, dar tatăl și sora, da. Iar mama, înainte de a deceda, practic, parcă a căzut într-o fantă energetică a lor, da? Adică a călcat. Pentru că ei, din timp în timp, pun pe dedesubt ca niște piepți sunt, cum erau piepții în țesalele acelea de cai sunt, dar nu, că țesalele erau perii. Deci, pieptenii aceia clasici, știi, cu marginea un pic lată și cu dinții drepți. Cam așa arată niște chestii, sunt niște captatoare de energie. Mai mult decât atât, esența sorii mamei, a mătușii care se ocupa de una și de alta, deci este acolo unde era acel pom și nu mai este, acel dud parcă este legată de el, da? Cu un lanț, precum câinele. Nu este toată, nu este toată, așa, deci are o parte din esență într-un nivel cu minus, o parte este legată de copac și o parte este băgată într-un alt corp ca sistem de interferare. Deci este un compozit aici. Știi, și parcă se plimbă, cum să spun, ca turbată, ca și corp. Adică nici nu poate să plece, pentru că i s-a spus că trebuie să stea acolo să vadă în timp efectele a ceea ce a lucrat ea, știi, cum ar veni. Lucrătorii, da? Lucrării. Da. Și când și deservește, deci ca și cum ar fi un canal între lumea decedaților și această lume, da? Cam asta este situația. Acum merg la Claudia și o identific. Ea este. Și, bineînțeles, să iau acordul părții subliminale să lucrăm în această sesiune, după ce jumate am observat. Asta este. Da. Da, mi-a spus că da. Ok, mi-a dat acordul. Este un pic speriată și să știi că speriată, cum să, are emoții, na. Are emoții și să știi că în partea din față parcă are costum de sudor, cu mască inclusiv. Doamna Minte a făcut toate astea, da? Invit pe doamna Minte să o scoată, așa, pentru că aici lucrăm în mod protejat, cu atenție și venim să rezolvăm probleme, da? Ce se întâmplă? Este una din acele persoane care se liniștește numai la timbrul vocii ei. Înțelegi ce vreau să... Adică Da. singurică, nu Mintea cu e coordonare. foarte alertă. Da. Da, pentru că sunt multe pățane pe care Da, ea da. le-a perceput, da? Și atunci mintea și-a pus o Începem, grămadă de da. Merg cu alarmă. partea seminală la acea pungă de care a zis, așa, Da. și ne întoarcem exact
cu un pic înaintea momentului când a văzut intrând ceva ce nu știu acolo, da? Da. Așa. Bun. Să își face cu mâna energetică acel ceva ce nu știu. Așa și să-l bușească în fața ei. Da? Da, este o ființă din acestea de sub pământ, dar intrând, cum să spun, în dimensiunea noastră, nu mai au corpuri fizice, ci au corpuri eterice. Nu pot avea corpuri fizice în dimensiunea noastră pentru că au avut și au făcut răznăi, știi? Așa că nu mai intră în fizic cum ar veni. Dar se pot folosi de corpurile umane ca și vehicul, se transporte dintr-o dimensiune în alta, da? Bun, să întrebe această entitate scopul și durata vizitei, da? Da. Deci se deschide acea pungă unde scărțile alea așa, se deschide și apare o hologramă deasupra ca și cum ar fi o mini casă, da? Da. Și arătania asta bagă capul înăuntru și ne uităm și noi și înăuntru, în casa asta hologramă, deci sunt un fel de cârlige pe pereți în care sca niște piei de-a lui, diferitele forme, cum apare, Ale da? lui entitatea, da? Da. Bun. Să ia partea subliminală a Claudiei, că el este acolo, știi, băga cu capul, și să Da. focnească așa, să închidă cartea, așa cu el, cu tot, da? Deci s-a Da. făcut ca foaia, știi? Da. Și este iritat și ține degetul acela lung, știi, și Da. îl îndepărtează, îl îndreaptă amenințător și Aha. iese un pic ca la brichetă, iese un pic de fum din deget, fum, da? Da. Să-l întrebăm dacă a fumat de curând. Și-a fumat degetul. Așa. Da. Da. Și spune că nu, a încercat practic să îndrepte un flux de foc, cum ar veni, de o A, flacără, o către energie, partea subliminală, da? Claudia, dar ea, deci s-a lovit practic de clopotul ei, de protecția ei și de asta iese fum. Am Atunci înțeles. se spună clar, deci se pună în vedere că nu o interesează ce face și unde doarme și unde bagă Da. capul, da? O interesează să-și ia bagajelul și toate căsuțele temporale din locuința ei și a tatălui și a surorii și Și a tuturor curte și care tot sunt de cap. spațiu, da. Așa, să-și ia bagajelele și pleacă, da? Și să Da. plece. Iată, din punctele acelea de energie, deci acum sunt mulți care adună, sunt ca niște umbre translucide gri, da? E o sumedenie, o echipă, o armată întreagă. Oh. Și scot un fel de genți, de Da. serviete, niște puncte, ca și cum ar fi puse acolo implanturi în pământ, da? Da. Vezi că și pământul, noi ne descărcăm cu picioarele în mamate. Dar uite ce are, uite ce câminat este aici, da? Da. Așa, Stai ce... așa. Stai așa că am găsit conexiunea, da? Da. Să știi că nu este întâmplător că bunicul a ajuns aici pentru că sunt hibrizi, mantido reptilieni care am spus de ce au ajuns așa, deci le-am descoperit până la urmă, așa și cumva au fost atrași de el, deci acolo există așa ceva, de unde De vine unde bunicul. vine bunicul, da? Da, Deci da, da. aceste entități, hibrizi, Da. i-a atras bunicul. Sau mai bine zis, Cristina, Da. au venit Au după venit bunic? după el. Da, au Da. venit după el. Da. Acum să ne uităm la acel zid, da? Ce este cu acel zid, da? Da, zidul Practic, dintre cele două da. case. Da, să știi că acest zid poate juca rolul unui portal, da? Da. Adică forma aceea circular concentrică, ca o pânză de paianjen. De jos, deci este și proiectată în perete, cum ar veni, da? Da. Și în dimensiunea de azi, aici, acum, acolo, la voi, Da. nu prea are de-a face. Deci,
Nu sunt decât patru. Închipuiți-vă acel joc, dacă vă aduceți aminte, unii țintari. Așa, deci cam așa arată, numai că liniile dinăuntru nu sunt așa perfect desenate. Sunt boțite, exact ca la Paianjen, da? Și ca la acel joc țintar are niște puncte, da? Adică ei pot deschide portaluri, da? Portalurile sunt deschise așa, Eleonora, notează acolo. Sunt pe vibrația lui 3 cu 9, între octavele 6, 4, 9, 3. Așa. 6, 6, 9. 6, 6, 9. 9, 6, 6. 3, 3, 9, 6, 3, 3. Deci astea sunt Sunt puncte vibrații, din ce sunt? țintar. Da, sunt Puncte puncte din de țintă. intersecție. Da, deci da, de acolo. Deci, astea sunt portalurile practic care se pot deschide între dimensiunea de unde vin văluroși ăștia și dimensiunea asta, da? Bun. Acum să blocheze, să închidă toate aceste portaluri, partea subliminală a Claudiei și să cheme responsabilul zidului, a câmpului minat și a acestor portaluri, da? Deci să vină aici în fața ei, înțepenită până la gât, cu gura închisă, din dimensiunea ei, a entității, adică din dimensiunea lor, la aici. Și toți lucrătorii, cum să spun, care au pus acele mine și le-au strâns. Deci cei care ies din dimensiunea aceea și vin în asta, călătoresc prin portalul, da? Bun, să le facem un fel de câmp minat cu energie și noi. Deci să așezăm împreună cu Claudia pe fiecare pe o mină de energie, cum ar veni. Dacă se mișcă de acolo, deci va face bum. Fs, și s-a terminat cu... Da. Deci vine o entitate mare, are trăsături de reptilian, să știi, reptiloid, umanoid, deci nu are coadă sau chestii astea. Așa, și are o îmbrăcăminte militară, dar să știi că nu are ceva Grad. care se seamene cu costumele din ziua de azi. Ah. Cumva schițat este camuflajul ăla nemțesc, știi tu, ăla Da. cu vânătorii și pescarii, pantaloni, așa, cu Da. modelul acela de frunze de pădure. Cumva, deci, schițat puțin, da, dar culoarea este cenușiu. Cenușiu și, deci, domină în ținuta lui un cenușiu, da? Are niște cizme, niște bocanci interesanți care sunt legați odată pe gleznă și odată ca o genunchieră peste genunchi prin partea din spate, da? Și este înalt, bine făcut, dar foarte cărcănat. Adică ține picioarele de E parte unul hibrid și de... ăsta? Are ceva? Deci Mă rog, nu are, știu. deci e... Stai să vezi, este hibrid, dar este hibrid între reptilian și cyborg. Adică are elemente arhonice foarte multe, da? Este comandor, deci se recomandă. Este, cum să spun, foarte liniștit, ca și când a fost prins cu o caua mică și spune că câmpul ăsta pe care este unul din punctele strategice de ieșire, da? Deci Bucureștiul și marginile lui, ca și locație, deci au în jur de 400.000 de puncte de ieșire cu baze și nu musai ale reptilienilor, da? Spune că este de mult timp, multe epoci și de asta a și fost construit.
ca și capitală aici, Aha. pentru că teleste energetice duc la bazele subterane răspândite în toată țara, da? Și Cris spune Bucur, că... care a așezat... Hai să-l întrebă. A, Cris, vrei să-l canalizăm un pic pe ăsta? Văd că voi Da. vorbați. Da, stai să fiu atentă, care... A, atunci, dacă e ceva Nu pericol, nu-l contează, canalizăm. lasă. Nu contează, lasă, că nu... Nu o să mă omoare, anulez. Fă un canal de comunicare, nu-l... Facem altceva, să spun. Mă pun eu într-o bulă, așa, foarte bine construită, și mă duc și vorbesc eu din el. Claudia, dacă nu poți să stai, deci ai obosit, ieși din cadru și apoi ți acoperi ecranul, da? Și... E bine, e bine, e bine. Da? Bine, așa. Hai, Cristina. Gata. Așa. Bine. Număr de la 1 la 3, la 3 îl lași pe comandor să vorbească. 1, 2, 3. Domnul comandor, reptilian. Da. Ne povesteai aici, prin Cristina, da? Ne povesteai istoria orașului București, că... Nu prin ea, că nu vrea. Nu, înainte, zic, ne povesteai. Acum, Da. aș vrea să continui. Deci Bucur, cel care a întemeiat Bucureștiul. Cine l-a îndrumat? E legendă. E legendă, da? Da. Deci e legendă cu Bucur. Și atunci cine... Deci cum s-au construit deci, primele... acel Bucur, deci era, să spunem, un sistem parazitar al emoției voastre de bucurie, da? Și era o... ceea ce spuneți voi, ființă de lumină, da? Da. Deci Bucur ca și entitate n-a avut niciodată corp fizic. Păi da, dar Legendele noi vorbim în toate legendă, sunt... zice că era om Bucur, nu o entitate. Cioban. Cioban zice că Cioban, era... da. Da. Deci, Dar a bineînțeles... existat acest cioban? Nu, a fost o ființă eterică, cum spuneți voi. Și unul cioban terestru s-a atribuit. Există și niște fotografii, s-a atribuit că și-a pus turmele și a învățat. I s-a atribuit această legendă, da? Da. Tu Nu ne spuneai vezi mai că, înainte? deci numele orașului capitalei României, Da. deci București, Da. adică ca și cum ar pune o întărire a faptului că ești ciobanul Bucur. Dar ceea ce a înființat, deci a fost un acord între patru rase. Da. Pentru că liniile meridianele energetice duc bine acolo, dar nu vreau să mai dau amănunte. Astea sunt De ce? treburile noastre. A, bine, tu zi măcar ce rase și-au dat, au consfințit, anuleză conotația cuvântului, să se creeze această localitate aici. Nu spun. E, bine, nu spui, fii sănătos. Ce, care a fost atunci scopul pentru care... Sunt sănătos. Spre deosebire de voi, noi nu facem boli. Deci care a fost scopul constituirii acestei vetre, da? Ca Ai oamenii să spus bine. locuiască aici. Ai spus bine aceste vetre, dar și atragerea unei mase mare de oameni și a unei mase mari de interferențe, da, cu da, și aveați energii, deci nevoie toate... pentru că erați mulți, da? Numai gur de ieșire sunt 400 de mii. Deci, cât sunteți acolo de desubt? Patru rase? Câte entități? Patru rase, sunt 7 subrase. Da, și câte entități în total? Nu, Aproximativ. Nu ne facem inventar. Voi nu vă faceți recensământ? Nu.
Deci voi sunteți așa, la grămadă, care apucă, cum apucă. Oricum apucați destul, Deci, da? fiecare este cu programul lui. Și avem sectoare și clădiri anume în care acționăm, da? Deci de asta, asta a fost, fiindcă erați foarte mulți indivizi, entități, dedesubt, a trebuit, v-au trebuit construcția acestei oraș, care capitală, cu foarte, foarte populat, că vă trebuie păpică, multă, sunteți mulți. Tu ești din zonă, așa că nu mai pune atâtea întrebări. Eu sunt din zonă. Ce dacă sunt din zonă? Ieși, Ce spun? ieși A, din ies din... afară. Tu ai ieșit din această A, zonă. Păi am ieșit din această zonă. Și de ce să nu pun întrebări? Deci asta, eu nu pun întrebări, constat, da? Deci eu nu te întreb pe tine, constat. Am văzut de ce s-a creat orașul București și capitala. Foarte populată, pentru că sunt 4 rase, 7 subrase de dedesubt, care au nevoie de hrană, da? Și să-și dezvolte proiectele. Asta este Crezi motivul. Că alegerea unei capitale a unei țări, dar mai ales că în țara asta s-a mutat de multe ori capitala, da? Deci alegerea unei capitale, spui că sunt interese economice sau politice, dar interesele economice și politice sunt legate de ceea ce facem Interesele noi. voastre. Da, Pentru am că înțeles. economia și politica este în mâna noastră, nu? Da, am înțeles. Ia spune-mi că eu n-am aflat încă cum te numești. Ești comandorul? Cum mă adresez? Ilie. Îți bagi joc. Ești mincinos, Nu. Vezi? De asta noi vă numim mincinoase entitățile? Nu, nu, nu. De acum. Nu te ambala, fetițo, nu mint. Nu, Am mamă. tradus practic, Ai cum tradus să numele spun, tău în limba română. ca să-l poți înțelege. Dar zi-mi numele tău ca așa, că-mi curioasă cum te numești tu. Nu trebuie să-mi spui că trebuie un nume românesc ca să-l pot înțelege. Să spun numele adevărat, cum sună? Da. Nu știu dacă poate să-l pronunț asta. Ia, încerc. Ie. I d Da. r su a Da. m n m t Mână mătă. e d t E. o o O? l l o l l O l l. Da. Id Deci su am în tol. Hai, vezi că ușor, ușor zice. Dar de ce e așa lung? Domnul avem comandor. multe consoane în limba noastră, sună altfel pentru că este o limbă mai mult de sunete formate, joase, guturale. Da, Și, joase, joase, ca să, să că vă spunem, da, trebuie. avem un fel de tonuri cu care comunicăm. Comunicați. Deci, da, sunt 11 tonuri. De fapt, tonurile dau înțeles, nu literele Da, însăși. am înțeles. Am înțeles. Și toate joase, 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 pentru că Și asta... și fiindcă ești curioasă și ți-am citit întrebarea, deci terminația în X o au cei care, să spunem, cei care s-au născut în apropierea terenului, nu cei originari care vin din alte Am părți, înțeles. de pe o Da, stație anume, da. da? Voi de unde veniți? Deci nu ești de la cu X. De pretutindeni și de nicăieri. Ia spune, de ăștia care i-am găsit aici, pe sub casă, pe la Vortex-ul, Geyser și astea, ce sunt ai tăi? Copiii tăi? Subordonații tăi? Ce? Da, eu le spun copiii mei, da? Dar de ce au venit, au urmărit pe bunicul? Tocmai din Asia. De ce au venit după bunica? Deci n-au venit mulți. Practic au făcut un nou filon aici, da? A, Au înțeleg. găsit propice, da?
Au văzut și cum ar veni, oricum aderaseră părinților rasial, să spunem, la program. Și fiindcă s-a plecat bunicul părții noastre subliminale de astăzi, s-a mutat, au venit și niște reprezentanți, da? De acolo, din programul de unde făcea parte. L-a urmat pe bunic. De fapt, a venit mama hibridă principală, Gogza, Ah. și da, a venit cu material genetic. Deci, intervențiile astea nu trebuie să vă mine, pentru că, deci, o mutare, să spunem, a unui program pe un filon temporal și energetic bun se face continuu, da? Mai ales Da. că noi, după cum ai văzut, nu venim din dimensiunea voastră, da? Da. Deci noi locuim în alt timp, să spunem, și alt loc, altă dimensiune. Deci, da, asta e specificul vostru, da? De a vă muta și voi vă mutați pe liniile temporale sau stați pe linia asta fixă, temporal? Deci cerem creiere, cum ar veni, aprobare, proiect, da? Deci o rasă sau o grupare sau o armată, cum vrei să le spui, deci vede o oportunitate printr-un slujbaș, printr-un spion, să spunem, da? Găsește o oportunitate și atunci se face un proiect, da? Are loc un consiliu, deci examinează proiectele și foloasele, deci să fie egale, dacă este interrasial, da? Să fie egale, deși aparent se semnează un contract de echivalență, niciuna dintre rase nu Auzi, ia, hai respectă, că tu bă, deja nu mă respectă aburești, aceste, da? da. Nu mă interesează organizarea voastră, treaba voastră. Fiecare cu Deci organizarea țara, da? să vreau și nu te-aș putea apuri, pentru că temperatura corpului meu este mult mai joasă decât a ta. Uite, a mea este destul de și uite, îmi crește temperatura. Îți face bine dacă te încălzești, ca reptilă ce ești? Eu nu mai suport pe asta în gât și să știi că îmi face rău. Da, stai un pic, că uite, atâta îți mai spun. O să partea subliminală pentru care lucrăm aici o să aibă ceva să-ți transmită, da? După ce, dacă nu mai suporți, ieși afară și lasă-mă cu Cristina. Deci, în concluzie, ați venit aici, da, în dimensiunea mea, cercetați din dimensiunea voastră, asta este o imixtiune, aș putea să vă pedepsesc, Hai da, mă, nu mai spun. dar, Știi ce dar frică ne este? dat fiind că ea cu care ați venit, deci locuiește aici și are cumva oarece atur, să spunem, deci nu o să fac acest lucru, da? Am Da, eu înțeles vreau că ați să-ți spun venit, ție ați că să venit. te amintesc că ești din sfera energetică a Claudiei, da? Părții Da. subliminale. Știai Da, asta? deci eu știam când am venit, dar și m-a chemat, știam. Deci nu te gândi că voi păți eu ceva, pentru că ea nu este agresivă. Nu Deci ea nu este este agresivă. agresivă. Ea Nu nu este este agresivă. agresivă, dar ea are drepturi, toate drepturile, prinzându-te pe tine aici, Am în sfera închis ei că vrea, energetică. am înțeles că vrea închise ochiurile, nodurile pe unde intrăm, da? Și curățată rețeaua asta vrea, da? Nu Adică știm, o să vedem ce vrea, da? să Nu pună facem, nu ne spui tu ce vrea, da? un Hai să vedem. acces interzis la dimensiunea și timpul vostru. Deci punctele, da, deja și-au scos Ai implanturile dat deja tehnice, da? ordin? Tehnicienii. Deci Da. ea v-a descris atunci când și-au scos, a spus că sunt valize. De Erau fapt, aia cu erau cu, valizele? da, un fel de cutii erau cu niște implanturi tehnice, da? Deja le-a scos, deci, după cum vezi, am foarte multă bunăvoință, da? Am înțeles. Asta nu înseamnă că ea, deci ea, fata care locuiește aici, o să ne interzică să facem asta celorlalți, pentru că nu poate. Deci ceea ce poate este să stricăm rețeaua din zi, să stricăm de tot rețeaua din curte, cum ar veni, ceea ce este pe filonul de ape subterane, pe la ei și așa mai departe,
Așa, și să nu mai intrăm în timpul și în locul și în spațiul lor. Dar în rest nu Vezi ce poate băiat face nimeni nimic. ascultător Deci, ești? mai de asta am venit în față, în întâmpinarea faptului să-i explic acest lucru, că nu se termina acest proiect, da? Proiectul, nu știu, o să vedem. Deci voi nu vă mai atingeți de nicio parte subliminală din acest areal, da? Pot să pun și o Familie? întrebare? Da? În acea familie, da, spune, draga mea, spune. Ce Dar ajungem la căutai ora. să ridici cufărul ăla din fața camerei tatălui meu în primăvara lui 2019? Și ce legătură are cu Dudu ăla? Deci, cu Dudul are o mare legătură pentru că acolo era o interferență străină de domeniul nostru, da? Deci era o interferență dracodemoniacă și dracodemoniacii vrea să-și facă o rețea acolo și nu aveau drepturi, dat fiindcă era teritoriul cu portalul de al nostru, da? A, erau Deci era draco o reptilianul de la imixtiune. mătușa care făcea Da, mușmande pe acolo, la Dudu. era imixtiune, da? Și deci bufărul, cum ar veni, conținea implanturi tehnice, să spunem, pe care noi le-am mutat acolo, deci erau depozitate și le-am mutat ca să delimităm teritoriul, să nu mai poată ea. Tu ai văzut că ea este prinsă acolo, da? Este prinsă și se Are un învârte. compozit, da? Da, să știi Adut. că da, și noi Păi și de avem ce un. ați lăsat-o acolo? Dacă ăștia s-au intrus, dracoreptilienii și cu ea, cu tot, de ce o lăsați la Dudu? Pentru că se învârte ca un câine în lesă care vrea să moște ceva și nu mușcă nimic. Deci, Așa. apa, deci ea captează, atrage esențe și suflete către A. ea, cu care noi le luăm și ne folosim de ea. Am înțeles. Deci ea vă folosește vouă în asta. Da. Da, dar tu acum cu curățenia care o faci, generală, trebuie să dai drumul și la acest compozit să plece de acolo, da? Deci curățenie generală. Dacă și ea vrea, noi îi dăm drumul, da? Noi îi dăm drumul să plece și Păi să vedem ștergem. ce vă spune Claudia. Da, Dacă vrea. să plece și să închidă portalul ăla și. Și să Nu, lase compozitul să se ducă, da? da. Știi că tatăl, știi că noi avem legătură și cu religiile, da? Deci nu tu dai tot afară acum, dar el o să cheme înapoi. Ce dai tu afară? M-am Da, să că obosit, scap eu de voi. nu mai pot să mai stau cu. Nu mai poți? Hai, pleacă. Mă arde, ți-am spus că mă simt inconfortabil. Ai Eu ia văzut ce necaz pe tine a dat astăzi? stă față în față cu mine și mă ține strâns și și-a băgat așa mâinile în corzile mele vocale și le apasă ca să vorbesc. Ce e asta? Dacă avea curaj, mă lăsa să intru eu. Păi dacă ești cu robot, vezi? Ia ieși afară. Hai, număr de la 1 la 3 și mă lași cu Cristina. 1, 2, 3. Da, sunt eu. Așa. Da. A făcut curățenie singura, știu ce trebuie să facă. Hai să vedem, să supervizăm ce mai are de făcut în Haideți curățenie. să spun, Eleonora. Deci, el când vorbea avea un proiect gata făcut. Deci, ei știau. Ei s-au Da. uitat înainte pe Da, pe linia asta linie. temporală unde suntem acum și aici, înțelege, au retras tot. Deci, au știut, au făcut proiectul dinainte, da? Da. Vreau ca Claudia, ca partea subliminală, să-i interzică, înțelegi, să-i se citească proiectele de către ei, da? De să aibă o interdicție la proiectele ei, să Da. le spună clar acestor entități. Din acest moment nu doresc ca să mai percepe și citiți proiectele mele, da? Deci erau, cum să spun, cu un pas înainte. Cum ar veni, era totul organizat. Au stat acolo ca șobolani în gaură și ce au zis? Dacă se poate, se poate, dacă nu se poate, nu se poate, știi? Și mergem mai departe cu cum o fi, da? Mai mult decât atât a amenințat. Deci,
Da. Claudia, ca și parte subliminală, are dreptul să-l cheme în față acum din nou, că au Da. plecat cu toate linii, cu tot, deci au desfăcut păienjenișul, Da. așa, și au scos și ultimul implant, care era un fel de implant chiar în fântâna aceea de jos, în iezer, da? Parcă s-au scurs cu totul, tot ce a fost s-a scurs. Dar ei au trecut practic printr-un ochi într-o altă dimensiune, nu în cea Dimensiuni, în adică care și am le-au crezut. Da, retras, da, s-au undeva. mutat iarăși. Ei așa fac, se mută cu arme și muniții în altă parte, da? Așa. Bun. Și să vină cu chestia, cu implantul acela din fântână prin care au plecat. Pentru că este un fel de ceva care se pune undeva și se trece. Angro. Înțelegi? E o trecătoare, un pas Da, este ceva cu, interdimensional. da, ceva ca o imagine a unui, ca și cum înfingi un cristal în pământ și cristalul acela, știi, în momentul când îl înfingi, de fapt, nu în pământ, în apă, într-un punct în apă, da? Așa și, deci, se deschide ca o ușă mare, ca o ușă de cazemate, străveche, din piatră, așa arăta, știi? Și totul s-a scurs. Dar nu pusă nici vertical, nici orizontal, cumva oblic era. De se intra pe aici, așa, pe deasupra, cum ar veni, da? De se cheme cu tot cu instrument reptilianul, da? Reptilianul nu vrea să mai Nu mai vrea să vină? vină. Nu, a trimis Măsa instrumentul. Gogza. Cine e Măsa Gogza hibrida? Gogza este o ființă cu trăsături mai mult mantide, după cum arată, da? Hibrid. Este un fel de donatoare de ouă, știi? De s-au A, asta împerecheat da. cu Pat reptilii. genetic, da? Da. A. Și fii atent că m-am uitat în dimensiunea cealaltă unde au plecat, au altă Da. formă ăștia. Da. Da, știi cum s-au schimbat? S-au schimbat ca și înfățișare. Deci sunt tot, au picioarele tot subțiri ca de furnică, sunt foarte crăcănați. Că dacă au picioarele ca și cum sunt picioarele în spate, la o insectă în două picioare, subțirate, ce așa. Acum au 6 mânuțe, 6 mânuțe cu 3 cleștișori, iar partea asta este un fel de față de reptilian, partea din față a unui umanoid reptilian, dar aici au un fel de păr, așa, păr să-i spun, cu niște excrescențe moi care cad înspre spate, știi? Dar au și câteva ridicate în sus, parcă scurentați. Și corpul este keratos. Deci seamănă cu niște gândaci modificați. Da. Cristina, hai să le partea subliminală a Claudiei să le ceară contractul la ăștia, dacă e un contract sau cine l-a făcut, sau să le Deci interzică, da? n-a făcut practic contract între nimeni și nimeni, da? Da, ok. Deci Ei ei au erau pe spus la aici. un Da, da. Erau pe aici, au spus la un moment dat că au venit după el, da? Da. Vă bunic. Deci bunicul într-o încarnare se numea Sazan. Da. Așa. Era într-o regiune din Azerbaidjan atunci, așa. Și a făcut un contract de cedare. El a zis că și-a preluat putere de la ei, da? Era conducătorul unei hoarde, știi, care se luptau cu alții, cu Da. alte filii, alte neamuri, știi, Da. pentru teritorii și a invocat entitatea asta și apoi a Da, da. cărat-o cu el, cum ar Da. veni, da? Hai să ăsta deja și-a luat catrafusele și le-a mutat în altă dimensiune, da? Da. Noi ce avem de făcut acum? Bunicul actualmente, fii atent, doarme, da?
Da. Doarme și împreună, ce înseamnă? Că este în stază, da? Da. Este în stază într-un spațiu interdimensional și alimentează urnici de astea. Înțelegi, de diferite soiuri, da? Bun. Se trimite partea subliminală a Claudiei. Salut și Informații. conștientizare. Se spună că este urmașa lui din timpul și locul cutare, dar se dea datele. Să arate ce s-a întâmplat peste veacuri, să spună să se trezească din acea bulă de acolo și să plece în lumină, să se elibereze în lumină. Că nu este normal ca o parte subliminală, care este lumină din lumina pură, să hrănească gâze și gândaci. Să-l tragă cu ea în sus, eventual. Să tragă să-l ajute energetic, să-și taie toate legăturile și să-l împingă în lumină, de aici încolo a face, să curăță. Așa, și deci odată cu asta să anuleze tot ceea ce a promis ca părți subliminale masculine de pe linia lui genetică, urmașii și străurmașii lui, da? Inclusiv pe fratele Claudiei este acea chestie, Da. da? Deci se anulează cum ar veni karma. Pe linie masculină. Da. Bun. Așa și trebuie să fie. Da. A făcut Bun. Da. bunicul? Așa. Acum Da. să... S-a dus în lumină, în sus, este Da. tras Ok. de Acum lumină. ăsta și-a luat implanturile de peste tot și le luase, da? Planturi tehnice, așa zicea ea. Tehnici, da. Da. Deși Entitate. le-a scos de prin zid, de peste tot, din noduri, din... Așa? Ce mai e de făcut? E curățenie? A lăsat curat? Da, lăsa curat. El deveni, nu vine, dar are canal și vorbește cu noi încă, știi? Nu l-am închis că vreau să mai au ce spune. Și spune că este de ajuns ca ei să se gândească că e acolo și l-au reproiectat. Ah, Fii vedem. atent ce șmecher este, da. Acum, Da. Cristina, știi ce face pe canalul ăsta deschis? Trimitem toate trei Ochiulea oghiulea de de iubire, iubire. Da. așa, și să le ardem tot. Și cu ei cu tot, Ce dacă... vorbești? Ce vorbești? Lasă că a retras-o. Își făcuse măgarul, că altfel nu pot să-i spun, un fel de filtru și filtra și lua energie. Era bucuros. Atunci să-i cheme Claudia, să-l cheme înapoi, cu toată atrețatura. Deci nu vrea să vină. Spune că nu se mai lasă prins în sfera energetică, nu are un contract cu ea, așa, se cam o idee, da? Deci merg cu partea subliminală a Claudiei, pe linia noastră temporală, în momentul când ea a văzut că vine să ia cufărul, da? Da. Deci, practic, este împreună cu partea subliminală a tatălui, este teritoriul lor, și fiind Claudia cu tatăl, este și în sfera energetică, da? De acolo, din acel punct și loc, îl aducem aici în față, da? Să răspundă. Spune că asta este o violare, o sforțare. Ce am făcut noi, mă, dar reclama E ce o mai ești plimbare tu. pe linii pe punctele liniei Da. temporale, da? Sau A, noi da. n-avem voie. Nu, noi nu avem voie să percepem așa ceva și să știm. Când nu avem un proiect aprobat de un consiliu străgalactic, da? Ca Da. ei, care aprobă proiectul și vede avantajele, da? Și zic eu văd niște mari avantaje pentru părțile astea subliminale care pot să răsufle și să respire ușurate, că au aer curat pe sub, pe dedesubt, pe deasupra și pe lângă ei. Așa. Deci să avertizeze această ființă până la urmă. Se spune așa, contractul străvechi este preluat și a mutat gelații în altă dimensiune pe alt timp, da? Și a luat implanturile tehnice, cum spune el, sculele de acolo, da? Gențile. Să nu mai amenințe, da? Da. Și pentru amenințare, partea subliminală a Claudiei vrea, împreună cu tovară și cu supraveghetorii lui, să-i trimită în vacuumul galactic, da? Și
De câte ori va prinde picior sau mână, să spunem, sau nas de reptilian pe aici, de fiecare dată așa se va întâmpla. Așa spune. Spune, vreau să scăp de voi acum și definitiv, spune. Să nu vă mai văd pe linia mea temporală și nici pe liniile temporale a celor dragi Din ai mei. familie. Deci, plecând trași spre vacuumul galactic, care tu o să spună că ea nu are dreptul să judece pentru ceilalți. Că așa cum spunem, fiecare parte subliminală face propriile alegeri. La care partea subliminală a Claudiei a spus așa, eu în universul meu local, în linia mea temporală și în sfera mea energetică, așa vreau să se întâmple, da? Și spuneam să-mi invit și pe ceilalți în sfera mea energetică, să-i protejez de câte ori o să vă simt. Da. La Spune că vacuum. nu mai bine erau lucrurile, deci nu tace, Nu este taci, cu ăsta are. trage de acum în vacuum, îndreptat spre vacuum și nu tace din gură, da. Aruncat, poc. Gata, închidem portalul. Dar tu ești o nerecunoscătoare că el ți-a dat informații și tu nu i-ai dat nimic, în schimb nici măcar nu l-ai protejat puțin și te ține minte și a căzut. Așa. Ok, închidem toate tot de aici, Cristina. Ce bine fără ăștia. Da. Așa, acum are un singur lucru de Da. făcut. Deci să curețe terenul de deasupra, da? Cu mult deasupra sferei în care își îndreptau ei activitatea, da? Deci Da. să desfacă conexiunea practic și să deschidă conexiunea spre lumină pură, conexiunea acestei zone, da? Pentru că era, bineînțeles, contaminată de Matrix, de rețeaua arhonică, da? Da. Desfăcându-se cu nenea, așa, să, practic, să se relege la conexiune ca și zonă, partea asta din Terra. Și cu ocazia asta, uite, mai curățăm un pic din Terra să se relege la energia pură, da? Și Da. acum, ca de așa de frumos, este ca și cum când ne uităm din afară, știi, este o zonă de ceață, se văd toate în ceață, voalate, dar acolo cade un spot de lumină și este totul viu, cu culori vii, luminos, deci se vede verde, știi? Și când a picat acest spot, parcă ies niște lacrimi din pământ, înțelegi? Dintre plante țâșnesc lacrimi în sus și lacrimile au puncte negre în ele, știi? Deci se curăță, se elimină tot. Okay. Acum, Cristina. Mai e ceva de curățat? Deci am pus și lumina și tot, nu mai e nimic de curățat. Deci m-am uitat la partea subliminală a Da. tatălui și a spus, uite să spun, așa, deci băiatul și-a șters un contract, da? Dar tatăl, deci ține aici în partea stângă a plexului solar, ține un fel de ovoi de lumină, parcă e gravid, mă scuzați, așa, în care este o ființă mică fusiformă de lumină, da? Deci, este și înăuntru și în afara structurilor lui, nu știu cum să explic, ca și cum ar fi partea subliminală a tatălui ar fi 3D, iar acea ființă este 5D și în cele trei puncte de intersecție dintre 3 și 5 sunt unite, dar ea mai are, deci ca și hologramă, nu în dimensiune, nu Da. confundați, așa, deci mai are două elemente în plus, care Da. nu aparțin comuniunii lor, da? Se Da. atrage tatălui atenția că a fost curățat, da? Și a desfăcut contractele, așa, Și s-a să pricopsit, ia uite da, cum. da, Ce? să rupă legătura cu această ființă, să-i anuleze dacă a făcut promisiuni sau contract. Sunt mai mult promisiuni spre contract, maică. Deci, cum să spun? Deci este nevoie de o promisiune în viu, smulsă, știi, în viu,
la partea subliminală, eteric sau fizic, cum ar veni, sau mai multe promisiuni mici, nu știu, au niște puncte, o greutate anume, știi? Și el mai avea încă 16 promisiuni mici, dar afirmații, practic, de făcut, știi, ca să se împlinească punctele, un să fie contract. Cât un contract benevol, că le este, la șmecher este frică să facă contract benevol, da? Așa, deci să-și anuleze, să ceară foaia cu promisiuni și să o artă, da? Și să trimită această ființă și el în vacuumul galactic, da? Mai are niște energii prin oase, așa că ea știe cum să își băga, deci șoldurile și picioarele prin picioarele lui se lungea, dat fiind că ea era quadimensional. Da, așa. Și el numai 3D, să spunem, da? Așa. Iar sora, deci el și-a rezolvat problema. Așa, stă aici cu minte, a văzut toate acțiunile, că eu i-am chemat mental de la început, n-am mai spus. Așa, adică i-am chemat și, bineînțeles, că aveam permisiunea părții fizice a Claudiei, că știa că urma, deci a spus. Da, ne-a și spus în punct. Am vrut să-i fac o surpriză, da, dacă da, intră în hipnoză, dar nu mi-a ieșit surpriza, așa. Da. Iar sora poartă în spate, cum să spun, știi cum au alpiniștii acele rucsace lungi, lungi, da? Cu niște bare, așa, deci are un rucsac cu emoția, da? Cu emoții, nu sunt numai emoțiile ei, să știi. Nu sunt numai emoțiile deci ei sunt și de pe la lumea dumneavoastră. Da, da, stă cocoșată, da? Da. Și bata, vine o bată așa transversală peste plexul solar, este, cum să spun, o frică lipită din un conglomerat din tot felul de frici, mai mult sau mai puțin intens. Să dea acel rucsac jos, da? Să cheme în fața ei pe ființa care i-a pus acest rucsac, da? Cu care a făcut un contract sau o înțelegere. Da. Este o vifidă. Ce mai e și asta? Un fel de ființă văluroasă care nu aparține fedeleului. Fedeleului, știi? Deci se trage dintr-un soi de femei sirene, așa, care sunt interferate de da. Da. Deci au făcut copii cu ele, nu știu cum să se explic sau ghibit. Da, okay. Da. Da. Așa, a venit deci, asta? Da. O cheamă Stella, cu doi de L. Ia uzi, ce nume spune știu. Că, da, și a venit, deci, după cum vedem, cu rucsacul, rucsacul parte este a ei, a dus și ea, pentru că a văzut o oportunitate, spune. Deci că poate să care. A văzut că poate să care partea da, subliminală. Adică n-are un contract karmic cu partea subliminală, da? E atunci, dacă a venit ca o porcaș, cum știi, uite, vezi un teren liber și mai da. Iese seama ceva, să-mi iasă ceva, că dacă nu ia nimănui, las că le iau eu, știi? Dar a pierdut din vedere că nimic nu este al nimănui în universul ăsta și că toate sunt ale cuiva. Tuturor, dar vorbim între, energetic vorbind, între cei de același tip, practic, da? Da. Adică sufletul nu este chiar a tuturor, da? Da. Este parte din sursa mamă divină, da? Și acolo trebuie să aibă conexiuni, nu cu mâzgoace de-astea. Așa. Să ducă știma asta de unde a venit să se ducă, da? Da. Ba nu, nu, nu de unde a venit. Deci, da, desfăcut înțelegerile, i-a bușit rucsacul de pământ, s-a spart de energie, așa, și acum s-o trimită într-un loc pustiu, așa, să stea da, un pic da. Flămânduț, da? Da. Ok, urlă, urlă foarte urât, foarte urât urlă, da? Deci când urla, deci
la partea subliminală. Partea subliminală, cum să spun, parcă îi se dezordonau fotonii. Parcă o dezintegra pentru o fracțiune de secundă. Deci au un fel de voce scabroasă așa, cu care urlă, știi? Deci nu spun cuvinte, dar urlă. Da. Da. Ca prin filmele alea, când auzim schierlăituri din alea, strigături din alea. Nu? Nu Subțiri. Vă puteți închipui cum este. Nu În este, sfârșit. Parcă sunt mai multe voci la un loc. Deci Aha. Prima senzație când o auzi este de greață. Na. Ok, Chris. Deci am cam încheiat? Da. Acum să-i luăm în zbor în canalul de abundență benefică pe toți, da? Să meargă, să facă băiță, să se bucure acolo, să-și aducă în casele lor tot ceea ce doresc, bucurie, pace, armonie, prosperitate, sănătate maximă, orice doresc să reverse acolo. Deci, Claudia a adus atât de mult încât este baltă de jur împrejur. Da. Așa. Gata. Ok, Cristina. Acum, noi le mulțumim la toate părțile subliminale și le invităm să alunece ușor în corpul fizic. Eu închid sesiunea aici.